Nu pot să ridic, uite cum e lanseta, cu vrig, frate. Și uitați-vă, fără momeală, e banda goală în gură. E al treilea pește consecutiv fără momeală. Am zis, bă, nici nu mai stau să-i pun deloc. Vă salut pe toți, dragi pescari, dragi abonați. Iată că suntem pe Balta Cătească, pe pista cea nouă. Se face și noi aici o partidă. Asta este pentru podul Miuri. Frumos. Și am intrat pe baltă. Am intrat pe jos, că am lăsat mașina în parcare. Mi-am lăsat sculele acolo. Nu e nimeni aici pe pista asta nouă de concurs. Dar sunt destul pescari pe balta cea mare, în partea mea, în partea dreaptă. Și avem aici standurile frumos numerotate. Asta așa pentru băieții care vin și pescuiesc aici, care vor să vină și nu cunosc. E și pentru mine prima dată, da? Uite, standul 10, 11, toate standurile numerotate, puse la vreo 12 metri distanță. Deci pentru feeder e făcută balta asta special. Chiar sunt curios ce poate balta, că am înțeles că are o densitate bună de pește. E un pescuit sportiv aici. Adică pentru cei ce vor să se antreneze, să testeze produse, să testeze lansete și așa mai departe, eu zic că balta merită. Eu sunt undeva pe standul 14, acolo e 15, mi-am lăsat sculele aici, echipamentele, frumos, trebuie să le fac. Aici văd că avem și un prim fuișor, avem tomberoane de gunoaie și foarte interesant că avem saltelele astea faine de primire. N-am mai venit nicio cu a mea. Puteți să veniți și voi dacă aveți saltele, că dacă nu închiriați aici, oricum nu e mult, e 10 lei bucata, ca să nu te mai cari. Eu n-am mai luat-o, exact de asta n-am mai luat-o, că nu vreau să o fac fleașcă, ca să zic așa, să mai stau să umblu cu ea udă prin mașină și e super ok, da? Ce să zic, prieteni? O baltă care arată foarte bine, foarte egală, ca să zic așa, cu distanțe, am înțeles, până în 100 de metri. Nici nu știu dacă ne va interesa distanța aia, cu toate că am două lansete astăzi. Dar nu știu dacă voi pescui cu două, că nu poți să pescuiești cu două. Hai să vedem dacă așa e, dacă se prinde pește atât de bine. Văd că nu vine nimeni momentan, deci balta aia mi-a pus să mă distrez. Revin cu sculele și o să vă prezint nada și cum vreau să abordez. Hai, revenim! Bun, dragii mei pescari, hai să vă prezint și nada cu care pescuiesc astăzi. M-am pus aici undeva mai la umbră, sper să mă văd mai ok, că totuși îmi bate soarele din față. Dar nu e o problemă asta. Și astăzi o să folosesc aici, mai am un sfert de pungă de Krill Dark de la Feeder X, deci Krill Dark. Asta ca să vedeți așa ce și cum. Am o pungă întreagă de carp magnet. Și bineînțeles, pentru menținerea vadului, ca peștii să stea, că avem o densitate mare, avem aici peletele mix de 2 mm. Ar fi mers și niște pelete de 4, dar nu sunt pești foarte mari, media nu e foarte mare, ideea e că e mult pește și atunci o să mă ajute peleții ăștia. Și hai să preparăm repede nada, o să pun tot Krill Dark ăsta. Uite așa. Superb. Hai repede să băgăm și niște magnet. Deja e cam târziu afară, e deja, adică e 8:30 și o să fie destul de cald mai după masă, cu toate că sunt îmbrăcat acum, o să fie mai cald. Nu știu cât magnet să-i bag, probabil o să-i pun jumătate pungă. Nu vreau să pun mai mult totuși. Ha? Mai bag un pic. Cam jumătate de pungă, că deja și cu peletele voi face ceva nadă. Dar v-am spus, dacă se tot aude că se prinde așa de bine și de-aia și fac această filmare. Mulți mă urmăriți de pe zona aceasta, zona noastră, și atunci să vedem cu adevărat care e treaba. Eu sper să strâng ceva pești, o să am un cantor, o să-mi numărătez. Am și un juvelnic, nu era în plan să rețin peștele astăzi în juvelnic, dar îmi permite domnul Viorel, am grijă de pești, îi cântăresc frumos, o să țin până la 15 pești maxim, deci îmi permite să țin până la 15 pești și dacă o să prind 15 pești, o să-i eliberez, o să-i cântăresc, vă dați seama, și o luăm de la capăt. Chiar sunt curios, întâi să ajung la numărul 15 și după aia să ne facem probleme, vă trebuie să eliberez ca să prind alții. Partida nu va fi foarte mare, voi pescui maxim 6 ore, hai să băgăm și niște peleți. Am băgat, cred că mai mult, un pic de jumătate pungă. Dar nu e problemă, v-am zis, sunt peleză 2 mm și am nevoie. Deci oricum ar fi, cred că am aici 1 kg și
300 de nadă uscată, ca să zic așa, cam ceva de genul. Și umectată o să avem destulă nadă, pentru că ne trebuie, repet, aici sunt pești, mulți din ce știm și vom și vedea, și atunci avem nevoie să luăm niște apă. Ceea ce îmi place, apa exhală ras frumos, adică sunt 10 cm între apă și mal, nu stai să te apleci, nu ai dâmburi, nu ai coborâșuri, urcâșuri, și asta e foarte, foarte tare. Și îmi place lucrul acesta. Hai să dăm repede o umectare. O să băgăm ceva apă din prima, că avem pelete și peletele va trage. Peletele uscat. Avem nevoie de apă ca lumea aici. E multă nadă. Cred că am pus un kil jumate până la urmă de nadă. O să-mi pregătesc echipamentul. O să fac două lansete, dar nu știu dacă voi pescui cu două. O să pescuiesc eventual cu una și voi pescui într-un vad scurt, pentru că nu vreau să mă complic. Dacă peștele mănâncă aproape, vreau să pescuiesc aproape, da? Dacă mănâncă în 30 de metri, vreau să-l scot din 30 de metri, n-are rost să lansez în capătul celălalt, pentru că pescuind mai aproape am altă precizie și voi scoate și pești mai repede, da? Ceea ce îmi câștig timpul, ca să zic, îmi oferă alt timp. Hai să vedem ce se va întâmpla astăzi. Că și eu sunt curios. Mai trebuie un pic de apă. Cam atât. Și o lăsăm să tragă până trage nada, prieteni. Hai să vă arăt și cum arată acum. E destul de umectat acum, dar e din cauza peleților. Colează foarte, foarte bine. Este foarte lipicioasă. Dar asta, v-am spus, nu e o problemă. Peletele o să tragă în 15 minute. Va rămâne uscată. În 15 minute îi dăm o reumectare. Și bineînțeles o sitare, cam asta e nada. Vă oară la final cum iese, să vedeți și voi, oricum e perfectă. Hai că revenim repede cu echipamentele, toate cele, lansetele, și ne vedem la apă. Suflă vântul din față către noi, către mal, asta e bine, ne aduce peștele și mai aproape. Revenim, prieteni. Sităm nada, prieteni. Am sitat deja jumătate din ea, a ieșit ce trebuie, ca să zic așa. Am făcut sculele însemnând doar o lansetă pentru prima dată, adică nu e pentru prima dată, dar eu nu prea pescuiesc cu o lansetă, mai ales pe o baltă nouă, dar vă spun sincer, asta este doar din auzite, adică bă, merită să pescuiești doar cu una, că cu două mai mult aici te încurci. Hai să vedem dacă o să fie chiar așa pește, pentru că și eu aștept să văd cu nerăbdare ce pește avem aici, adică cât de repede să mănânce, câtă densitate este. Am înțeles că este o densitate mare, deci mică nici atât și chiar nici medie, deci spre mare densitate. Și atunci o să încep cu un băț și vreau să văd cum merge prima jumătate de oră, sau hai să zic prima oră, și în funcție de asta hotărăsc dacă mai bag un băț, dacă vreau să prind mai mulți pești. Cu două bețe aș aborda două distanțe, distanță lungă, distanță scurtă. Ăștia sunt peleși și au rămas aici. Hai să vă arăt cum arată nada sitată. Cum colează și cum arată, ia uite, pufoasă și de colat colează, excelent, prieten, da? La fel se și desface, cam asta e nada cu care voi pescui. Da, ce să zic, hai să nădim vreo 3-4 metoduri și să vedem ce ne așteaptă. Eu deja m-am clipsat undeva în 30 de metri, voi pescui aproape și în caz de asta v-am zis, o să hotărăsc dacă pescuiesc departe sau nu, dacă mai bag o lansetă și pentru malul opus. Ha, mai am un pic de nadă de sitat, o dau imediat în sită și revin la apă ca să vă prezint pe mai departe. Gata, fraților, oficial m-am pus la apă și am așa un echipament parcă minuscul așa după câte am cărat totuși la mine. Vă prezint repede lanseta, montura totuși, dăm drumul la treabă, că sunt foarte, foarte curios. O să pescuiesc la cronometru să vedem care e treaba. Și avem lanseta Nirvana FDR de la Delfin din seria Magma, o lansetă cu o acțiune de 80 de grame, o lansetă parabolică, o lansetă extraordinar de fină, de frumoasă, de, nu știu, lucrează foarte, foarte frumos, inele subțiri. E o lansetă foarte, foarte faină din gama celor de la Delfin, deci Nirvana, da? Echipată cu o mulinetă Sharks 4T, o mulinetă de 4000, am pe ea un fir de 0,22, așa că ce să mai, un metod feeder de pe Feeder Store,
cu această ocazie nu uitați că avem giveaway-ul de pe Feeder Store care a fost organizat pe Instagram. El deja s-a terminat ca și participare, suntem undeva la 450 de concurenți în vreo 3 zile. N-am lăsat mai mult pentru că e o nebunie și n-are rost. Așa că urmăriți-mă pe Instagram, urmăriți-mă pe YouTube, pentru că voi organiza și alte concursuri. Am pus la bătaie metodurile acestea de pe Feeder Store. Au fost 25 de metoduri, matriță, tije și așa mai departe, da? Duminică, probabil, vom extrage câștigătorul. Urmăriți-mă pentru cei ce sunteți băgați în concurs, pentru că încă n-am ales câștigătorul. Urmăriți-mă aici, urmăriți-mă pe Instagram, trebuie să fiți, cum să zic, abonați peste tot să mă urmăriți, da? Pentru că voi posta stări, bă, când e gata concursul. Și atunci o să fac o extragere live, probabil pe YouTube. Și avem metodul de 30 de grame, Feeder Store, metoduri care merg foarte bine pe presa Preston, L, mărimea L. Dar eu am aici un XL pentru a trimite 3 metoduri așa de început. Și am pus și cârligul, am cârlig de la Feeder X. Eu vreau să vă prezint totul ca la carte înainte să încep. Cârlige de la Feeder X, Classic Carp, numărul 12 acestea. O să încep direct pe numărul 12 și am niște dumbbell-uri de astea de la Feeder X, o să-i bag și un dumbbell sau de fapt, da, hai să-i bag, că cine știe, poate vine un pește pe recuperare și îi bag un dumbbell de ăsta alb. Eu am toate culorile aici, mi-am băgat un borcanaș cu toate culorile să nu mai plimb toate cele. O să rup puțin din el, doar puțin de tot, pentru că e mult mai echilibrat. Să zic că îl fac undeva la 5 mm, o să vară pe parcursul partidei și mai detaliat această montură. Deci ăsta e forfacul, nu știu cum se vede până acolo, camera e pusă să filmeze puțin mai în detaliu. Am nad aici și o să încerc nădirea, ca să zic așa, cu presa XL, pentru că vreau să duc niște metoduri mai încărcate și atunci, mă scuzați, am revenit că pusesem puțin pe pauză și hai să încărcăm cu presa XL, vedem dacă merge direct cu XL-ul, dacă nu îi băgăm L și după aia XL. Dar merge perfect, ia uite-l. Cu XL pentru că să fie mai multă nadă și îi mai dau o dată. Mai multă nadă și să nu strâng la fel de tare, ca să pot să o sparg în momentul lansării. Să scutur și să se desfacă. Cam așa. Cam acolo voi pescui, cam aia e distanța. O să trimit vreo 3-4 metoduri dublu încărcate cu presa XL, după care o să mă pun și pe pescuit, o să potrivesc ceasul, o să-l pun la 10 minute în primă fază. Eu zic că o să fie ok și cam asta e. Cam asta va fi pescuitul de azi. Să vedem cum răspunde peștele, ce pește avem, cât pește prindem, sunt foarte, foarte curios. Repet, încep pe o lansetă și în funcție de asta o să bag și pe a doua dacă nu e frecvența aia foarte constantă. Ca să prinde cât mai mult, să ne distrăm. Eu zic că produsele sunt top și ar trebui să prindem. Bun, întindem puțin firul și scuturăm de lansetă. Și nada a căzut de pe metod, pentru că asta era și ideea, da? Lăsăm câteva secunde să se așeze metodul, scuturăm puternic de două ori și astfel vom duce câteva metoduri acolo, da? Eu așa voi pescui. În continuare, încarc dublu cât pot, ca nada să descarce. Foarte bine că avem și pelete, da? Mai trimit câteva metoduri, să avem acolo. Să construim un pat bun de nadă. Ce să zic, vom reveni cu ce se întâmplă. Frumos, putem să băgăm puțin și vârful în apă. Se scufundă firul mai repede, așteptăm din nou câteva secunde, scuturăm și tot așa. N-are rost să vă plictisesc cu acest proces. Bineînțeles, pescuit clipsat, neapărat clipsat, că altfel nu faceți nimic. Nu că nu prindeți, veți prinde și la
și la intercepție, colo-colo, mai ales dacă ai multe lansete. Dar ca să strângi un banc de pești, clipsat și cel mai corect. Continuăm. Primul pește de început. Intra frumos la vreo 2 kg. Foarte frumos. Mr. Crăcean. I-am băgat prima dată alb, acum i-am băgat roz. Am zis, mă, hai să testăm fiecare culoare. Acum îi bag galben. Cred că nimeni o să conteze culoarea, asta e ideea. El o să mănânce oricum ar fi, uite, are roz în gură. Și am început pe alb. Frumos. Nada nici nu s-a descărcat și acum e nada pe metodă. Revenim. Iată că avem prieteni și un prim caras. Imediat după crăpcen, un caras frumos, la palmă, îl băgăm și pe ăsta să vedem, să strângem acolo cantitate. Sunt la crapul cu numărul 8, prieteni, și asta nu e o glumă, în 15 minute. Eu nu credeam așa ceva niciodată. Și poate o să ziceți cum e posibil, o să vedeți, o să scot peștele ăsta, o să las filmarea pornită și o să vedeți la ce interval pleacă. O să lansez cu voi pe live, după ce îl scot să vedeți și voi. Deci ultimii 5 pești au venit până într-un minut toți. Efectiv, patul de nadă s-a activat în blană. Deci nu-mi vine să cred. Mamă, dar unde te duci, mă, tată? Am luat și ciortani vreo 2 sub 1 kg, am luat și la 2 kg și 1 kg și... Dar superb. Și un cărășel, am luat și un cărășel. Carasul nu-l notez, am cantărul aici, la 15 crapi cumulați, voi scoate juvelnicul, voi cântări, voi elibera și tot așa. Pentru că se anunță o zi foarte bună, efectiv o să murim de mâini. Ideea e că am pregătit și cealaltă lansetă și o am pe jos. Am pregătit-o și am zis, bă, hai să, că n-ai cum să pescuiești cu două, dar am zis, hai să facem un test, să-i bag un boilies, să-i bag niște waftere mari, să-i bag ceva. Hai să vedem întâi, scoatem peștele ăsta și vreau să lansez să vedeți și voi, așa ceva este extraordinar. Ia să vedem, că nu vrea deloc să vină încoace, ia uita. O fi puțin mai răsărită, sau e doar nervos? Ia uite-l. Tot așa, un kil jumate pe aici. Te distrezi, frate, de n-ai cum. Ha. Ce schimbare am făcut după ce am prins vreo 3 pești? Mamă, frumos, are și ăsta vreo 2. Am băgat un forfac, tot de la Fiderix, pe bandă de silicon. Deci pe bandă, tată, uite, ăsta e altă specie, ăsta cred că e gen rasă frăsinetă, uite ce frumusețe, rotund așa. Ceasul sună degeaba, ceasul nu mai contează, la momel merge orice. Bineînțeles, contează nada, dacă mă întrebați pe mine, nada e foarte importantă, nădirea a fost foarte importantă pentru că am avut prima lansare, am stat 10 minute și nu am luat niciun pește, iar acum, prieteni, vine pește după pește, pentru că s-a activat patul de nadă. Faceți un pat de nadă, pescuiți clipsat, pescuiți corect și aveți rezultate cu căs frumoase. Chiar sunt curios. Opa! Chiar sunt curios cât pește strângați. Într-o partidă relativ scurtă. Hai să facem lansarea de care v-am spus. Să vedem dacă pleacă până într-un minut, cum v-am spus mai devreme. Pentru că așa a plecat de fiecare dată ultimele 5 trăsături. Și am băgat un forfac de la Fiderix, doar că pe bandă de silicon, să nu mai sară momeala. Tot îmi sărea momeala de pe spin, pentru că peștii sunt agresivi. Și hai să vedem. Uf.
dacă pleacă într-un minut sau nu. Hai să vedem, prieteni, facem și lansarea. Hai să vedem. Am pus-o jos. Îi dau drumul la cronometru. Puteți să vă uitați și voi pe secunde în acest moment și hai să vedem în cât timp pleacă. Deci ultimii 5 pești au plecat toți până într-un minut. Ultimii 5 pești. Să vedem acesta în ce interval pleacă. Chiar merge extraordinar. Deci 8 pești, hai să notez aici. Ancantorul aici frumos. Bă, dimineața e foarte frig. Deci dimineața am venit cu anorac, bătea vântul, acum nu mai bate. Foarte frig. Și acum tricou și bluza UV care să mă protejeze puțin, să mă ferească că o să mă arp pe gât. M-am ars și tura trecută. Și cam asta e. Hai să vedem peștișorile în cât timp vii. Au trecut deja 40 de secunde. Trebuie să mențină ritmul, nu? Sau acum când am dat drumul la filmare, nu mai vrea să tragă. La interval fain. Și când zic până într-un minut, prieteni, au tras și la 10 secunde, 15 secunde, 20 de secunde. Deci n-a fost mult să ai un minut fix. Foarte bine a mers. Trebuie să te miști repede, ca patul de nadă să nu se spele, să zic așa, să nu se curețe, pentru că ei vin în bancuri, umblă și cam asta e. A trecut un minut și văd că încă nu trage. Oricum o las 5 minute maxim, după care o scot. Văd că e ceva în zonă. Ia să vedem. Unele plecări sunt mai frumoase, altele doar o zdruncină puțin. Uite, acum iar a dat o leacă în ea. Poate să fie și caras, mai sunt și ciortani mici, am înțeles. Deci, oricum ar fi, este pește mult în baltă. Am prins foarte, foarte bine într-un interval foarte scurt. Dar uite că peștele ăsta vrea să întârzie, mă. Dar recapitulăm după aia în următorul drill. Trebuie să fie și fructificată această dovadă, nu? Deja au trecut 2 minute. Uite-o, hai. Ia uite-o, opa, că a luat și bățul după crăcan. Deci 2 minute și vreo 10 secunde. Hai că tura asta promit că îl scot și că l-aducem până într-un minut. Ce am observat? Am observat că și dacă lansezi lângă patul de nadă, intră de multe ori mai repede. Deci poți să dai 1 metru mai în dreapta, 1 metru mai în stânga. Nu trebuie precizia aia ca și cum ar fi o găleată și trebuie să pice numai în găleată. Nu, aici nu e așa. Deci credeți-mă că nu e așa. Deci, dacă ești clipsat pe aceeași distanță și dai stânga-dreapta cât de cât acolo în zonă, o să-ți plece bățul. Ăsta ar fi al 9-lea dacă îl scot. Oricum a plecat la 2 minute și ceva. Dar vreau să vă arăt că pleacă până într-un minut. Să vedeți și voi că mie mi-a plecat la, cred că cel mai rapid la 7 secunde, nu mai știu, ceva de genul. 5 secunde, nu știu. Ciortan frumos. Nada de la Fiderix lucrează extraordinar. Peleții, tot ce trebuie, de-aia am băgat peleții. Trebuie să țineți cont, prieteni, că toate aceste sfaturi eu le am doar de la administratorul, de la domnul Viorel, ce am mai văzut pe la pescari. Deci e prima mea partidă aici, asta e ideea. Ca a mea e prima partidă. Hai mă, uite mă cât de rău e. Băi, frate, extraordinar. Foarte răi, pentru mărimea lor, balta e foarte, foarte oxigenată. Da, un kil și un pic. Deci foarte, foarte răi, prieteni. Nu vreau să opresc nici această filmare. Vreau să meargă în continuare și să vedem dacă pleacă mai devreme acum. Bă, dar toți se înțeapă foarte bine. Toți aici pe buza de jos la jumate. Ia uite, bă, ce se zbate, mă. Eu vreau să mă grăbesc ca să nu vă plictisiți și să nu pierd această noțiune. Da, ăsta are un kil și un pic.
Așa. Deci nada nu apucă să se descarce complet. Nici n-ar avea cum. Hai să o încărcăm. Ideea e că vreau să plece până într-un minut. Cum au plecat și ceilalți. Nici la două minute nu mă supăr. Dar ca să vă faceți și voi o idee cum merge, trebuie să notez și peștele, că uite așa. Uite așa, uite să-l pun. S-a învârtit puțin furfacul aici. Oricum, pe bandă de silicon, prieten, merge foarte bine, că nu mai sare momela după spin, nu mai nu știu ce. Deci, fără probleme pe bandă de silicon. Așa. Și hai să vedem, s-a învârtit și firul după lansetă. Mă, grava strică treaba de multe ori, gata, hai. Hai să vedem. Clipsat acolo frumos. Sunt pe patul de nadă, adică nu este nicio problemă. Și hai să vedem cât timp pleacă. Ceasul merge în continuare, că a fost pus. Suntem la minutul 4 când a coborât, să zic, lanseta, deci hai să vedem. Sunt curios dacă pleacă într-un minut de data aceasta. Peștele l-am notat, cred că l-am notat, nu? 8 crapi. 8 sau 9, nu mai știu câți erau. Deci chiar nu mai știu câți erau. O să mă uit pe filmare, că la cum merge aici, la foc automat. Superb, absolut superb. Asemenea pescuit mai rar. Uite-o, uite-o, hai mă. Uite-o, prieten, deja joacă la ea. Sunt 28... 40 de secunde, de fapt. 41, a lăsat-o. E zam, zam, zam. Dar lăsăm să se înțepe ca lumea. Uite-o, 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 uite-o. Hai, 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 hai. Da? Deci vreo 50 de secunde. Un nou drill. Și tot așa va merge, extraordinar. Și nici nu are rost să vă plictisesc, că efectiv i-am băgat orice culoare, i-am băgat alb, i-am băgat roz, i-am băgat galben. Făi, căldura se pune. Trebuie să trag acum, că nu știu cum o să meargă pe căldură. Prima mea partidă aici și se anunță o partidă. Dacă continui așa, vă spun sincer, o să fie cea mai bună partidă din cariera mea de pescar. Pescuiesc de vreo 4 ani de când pescuiesc eu. 4-5 ani și o să fie cea mai bună partidă. Nu pe pește mare, dar ca și cantitate, în ritmul ăsta o să facem spectacol. Mai strângem un pic frâna. Deci este extraordinar, așa ceva n-ai cum. Mamă, mamă, ce trage. Lanseta ușoară, că aici aveți nevoie să rămâneți cu mușchii tari pe voi. Să trageți bine toată ziua. Oho, avem și prima oglindă. Foarte bine că avem și prima oglinjoară. Ia uite ce frumusețe. Nu e mare, dar e prima oglindă, un nou pește. Balta are și ceva pește mare, dar intră foarte greu și câțiva tenișori, dar la fel se prind foarte greu. În 99,9% ăștia sunt peștii. Crapi până în 3 kg, 2 kg și ceva, or fi mai mulți solzoși decât oglindă, dar te distrezi. Poate să intre și cât un bonus. Dacă vii de multe ori, cu siguranță intră. Ia uite ce rău e. A, oglinda e frumoasă oricum. La vreo 2 kg și asta. Asemenea pescuit mai rar. Mai rar, nici bălțile alea pline cu caraș, parcă nu merge așa, parcă suntem la Fips Chips și dăm la coșuleț. Ia uite ce frumoasă e, 2 kg lejer. Vă prezint și pe asta. Pește după pește, prieteni. Înțepată la fel perfect. Mama, asta e înțepată și de sus și de jos. S-a înțepenit cumva cârligul, gata. Cârligele de la Fidelix. A, uite frumusețe.
A, uite, tati, frumusețe de oglindă. 2 kg, 21 pic. E ce trebuie, da? Frumusețe. Vedem ce strângem, prieteni. Eu mă apuc să pescuiesc cu primii 15 pești. O să vin la saltea, o să-i filmez, îi eliberez și tot așa. Hai să vedem cât pește strângem azi, câte bucăți, câte chile. Rămâneți alături de mine că e superb. Gata, bă, băieți, am luat o primă pauză, ca să zic, am aici ultimul crab, crabul cu numărul 15. Exact cum v-am spus, o să strâng câte 15 și îi cântărim pe fiecare, eliberăm și tot așa, că mie că prindem prea mult și se rupe fundul la juvelnic altfel. Ia să vedem. Mam. Da, stai acolo, domnule. Wow. Hai să vedem. Ce am făcut în primele bucăți? Merge extraordinar de bine. Cam toți peștii până într-un minut. Să iasă fiecare pește, că am și un carasp aici. O să vi prezint și vouă. O să prezentăm cântarul. Avem aici regulamentar cu trepied, cu tot. Deci suntem dotați. Ia uite. Frumuseți. Cam atât. Ia uite cât pește intră. Ia uite și oglinda avem frumoasă. Cred că am vreo două, nu mai știu exact. Hai să arăt așa un pic pește, băieți, să vedeți și voi cum arată. Da? La fiecare vreau să-i fac așa o cântărire, o prezentare, că după aia ne lipsim de ei, știi? Cam așa vine. Frumos oricum. Da, nu-i stres. Arăt așa un pic. Uite, oglindă frumoasă. Am o bucată aproape de vreo 3 kg. Nu e ăsta. Ăsta, nu știu, unul frumos. Ia uite bucată. Deci se poate și ciortan mai mici și crăpălăi mai mari. Foarte frumos, frate. Hai să vedem primul cântar cât duce. Mamă, ce zi s-a anunțat astăzi. Sper să mai mănânce și pe căldură, domn Viorel. Încă la fel, a? Prima tranșă de cântărire, da? 23 de kg 200, slingul cântărit înainte ud așa cum este, fix un kg 200, maxim un kg 200 n-i avea. Deci 22 de kg prima tură și îi și eliberăm. Îi mai punem în saltea sau cum zici, Tălică? Iau eu direct? Și aia e, nu? Ia uite, bă, tată, ce e aici? Mamă! Frumusez, băi! Gata! Băieți, revenim cu următorii 15, să sperăm, da? Cu alte drill-uri și vedem ce ne mai rezervă partida. Foarte, foarte bună partida! Extraordinar! Hai, să vedem mai departe. O singură lansetă. Ia uite plecare, ia uite plecare. Fiți atenți aici, prieteni. Înainte să vă zic că îl iau, e fără momeală de cârlig. Hai să vedem. Oa! L-am luat. Să facem drill-ul liniștiți. Deci fiți atenți aici, ca să vedeți înainte să-l scot. Este fără momeală de cârlig. Al treilea pește consecutiv, fără momeală de cârlig. Deja am băgat din nou 6 crab la juvelnic, am 21. Aia 15 plus încă 6 acum, când o să facem iară 15, dacă vom mai face, eu zic că vom face la cum merge, o să cântărim din nou. Și ăsta e fără momeală de cârlig și o să vă arăt și vouă. Că mulți dintre voi, mai ales care sunteți începători, o să întrebați, bă, dar ce momeală, ce... Nu e vorba despre momeală, nada face tot. Deci nada, îi place foarte mult nada, vine foarte mult să mănânce la nada asta, oricum pește e foarte mult în baltă, clar. Și o să vă arăt că nu am nimic pe bandă băgat, pur și simplu fără momeală și o să fac cu voi pe live, acum filmez de la piept.
După ce scot peștele ăsta, să sperăm că o scoatem, că doar nu l-am pierde. Așa. O să vă arăt cum încarc fără momeală, da? Și o să aștept pe trăsătură pentru că vine din nou la fel de repede, până într-un minut, fraților, plecarea. Chiar și fără momeală, da? Deci este extraordinar, așa pescuit ce am astăzi pe o baltă nouă, este extraordinar. Haide, mă. Ciortan de dimensiuni diferite, uite, asta cred că e o glinjoară. Ciortan sub un kil, sunt câțiva, sunt și la 2 kg și un kg și ceva, un kg și ceva e media per total. Orice ai captura, la 15 pești o să-ți iasă media de un kilogram și ceva, pentru că te scad cei mici, chiar dacă te mai urcă cei mari, cam asta e. Hai să vedem. Dar sunt foarte răi, că sunt mici, că sunt mari, sunt foarte răi. O partidă extraordinară, prieteni. Extraordinară, ia uite. Ia uite vârful cum se îndoaie la lansetă. Extraordinar, hai. Hai și tu, peștișorule. Ăla e. Un nou pește. Ova! O oglindă frumoasă. Și am zis că vă prezint că e fără momeală, da? Hai să vedem, mă uit acum camera. Și uitați-vă, fără momeală, e banda goală în gură. E al treilea pește consecutiv fără momeală. Am zis, bă, nici nu mai stau să-i pun deloc. Ia uite. Asta este banda, da? Hai să băgăm peștele. Băgăm peștele și vă arăt și vouă, fără să opresc filmarea, ca să zic așa, vă arăt și vouă cum merge. Numai să pot eu să mă descurc să scot peștele. Haide, mă, că s-a înfășurat tata. O glinjoară foarte frumoasă, da? Ia uite. Un kil și un pic. Cam pe aici. Și să lansăm din nou fără momeală. Vreau să încarc de față cu voi și să aștept de față cu voi trăsătura, da? Cam asta e balta. O baltă care, ce să zic, te cucerește la ce se petrece pe ea, dar bineînțeles că dacă n-ai și produse de calitate, nu poți să ai un randament la fel de mare. Adică, indiferent câți pești ai avea, nu poți să zici, bă, vin cu mămăligă, că nu o să meargă la fel. Să numărăm aici 22, 7 acum la juvelnic. Deci, hai să mărim și camera puțin. Fără bandă, cârlic de 12 feeder X. Luăm puțin în adă. Dar trebuia să mai scoatem pasta un pic, ca să se prindă. În fine, băgăm aici frumos. Și acum încă puțin în adă, mai umedă, sau scană, da? O să-i mai dau eu puțină apă. Momeala la centru, care nu există momeală, doar banda de silicon goală. Presăm și peștele vine, fraților, și mănâncă în adă, se hrănește de pe metod. Și fără să vrea ciugule și cârligul. Ăsta e metodul. Facem o lansare. Hai să vedem. Și vom aștepta pe live trăsătura. Perfect. Și hai să vedem în cât timp pleacă. I-am dat drumul la ceas. Au plecat ultimii 3 fără momeală de cârlig, exact cum am spus, și tot așa până într-un minut. Asta e plecarea, că mai poate să plece și peste și până, dar așa a mers, fraților. Extraordinar ce pescuit am avut azi. Să vedem ce se va întâmpla fără momeală de cârlig. Uite-o, ia uite-o, e agățată în ea, probabil e un ciortan mai mic,
Uite, uite. Ia uite, gata, a detenționat-o. O trage iară. La 20 și ceva de secunde, prieteni. 20 și ceva de secunde fără momeală. Uitați-vă și voi. Ia uite ce plecare. Ha. Gata. Gata cu tata. No, acum mai ziceți-mi voi. 20 ceva de secunde fără momeală. Un nou crap. Ia uite cum se îndoaie bățul. Mamă, cum se îndoaie bățul, bă, băiatule, bă. O lansetă parabolică ce lucrează extraordinar și cu pești de talie mică. Extraordinar lucrează bățul. Fac aceste filmări, aceste teste special să vedeți și voi, prieteni, ce înseamnă un pescuit corect, un pescuit clipsat, un pescuit grupat, un pescuit cu nădire. Nadă de calitate, produse de calitate. Bineînțeles, repetăm din nou și balta. Dar degeaba e o baltă foarte bună dacă tu greșești. Am micșorat camera ca să putem să vedem peștele așa mai frumos, să se vadă mai în detaliu. Hai să vedem ce avem la capătul cârligului, l-am adus mai aproape. Deci totul fără să opresc filmarea, prieteni. Da? Deci fără să oprim filmarea. Ca să se vadă, nu? Că bă, ai făcut ceva, ai făcut altceva. Asta înseamnă teste adevărate. Ia uite ce trage, băi, frate. Ia uite ce contre de pune. Mai stăbesc un pic frâna, că cam joacă din ea. Nu pot să zic e mai mare. Cam cel mai mare a fost la 3 kg în primul coș. În primă tranșă. L-am prezentat la cameră. Hai mă, să te vedem un pic la culoare, oho. Negricios ăsta, frumos. Sunt mai multe rase, ca să zic așa, unii mai negricioși, alții mai lungueți, alții mai rotunzi, dar sunt pești foarte frumoși. Important e că prindem pește. Ia uite-l. Oho, are vreo două ăsta. E frumos ăsta. Opa. Haide, mă. Gata. E în mincioc. Și vom număra 23. Ce să mai, la 30 de pești? Pentru că sunt sigur că îi vom prinde, fraților. La 30 de pești vom reveni din nou cu filmare și cântar. Are 2 kg, are. E un pic lovit ăsta. Dar știți cum e, asta e. Sunt bălți noi, fraților. Asta e baltă nouă. Până peștele se va adapta, își va reveni. O să dureze un pic. Uite înțăpătura. În buza de jos, fără momeală de cârlig, da? Tot ce trebuie. Ce să mai, hai, scot peștele și revin direct când mai prindem restul de pești ca să cântărim. O, peștele ăsta se simte foarte bine, prieteni. De-aia am și dat drumul la filmare, vă zic sincer. Dacă îl scot pe ăsta, fac 28 de crapi. Deci după o să mai trebuiască încă 2 și, adică în afară de ăsta, mai mi-ar trebui încă 2 și iară o să revenim cu cântărire. Deci merge extraordinar, așa ceva n-am văzut pe nicio baltă, frate, am mai prins pești, am partide extraordinare, am într-adevăr niște partide la balta mică Micești, unde am prins 100 și ceva de pești, dar ciortani, caraj la palme, ăstea totuși sunt pești frumoși, puțin sub kil și, na, majoritatea un kil și ceva, două. Deci de asta zic că e altceva totuși și merge extraordinar. Și am zis, mă, hai să-l văd pe ăsta, că uite, ține mai bine fundul, mai, poate e mai îmbrăcat și vom vedea câte kile vom avea din nou. Băi, frate, bă, este extraordinar. Hai să verific un pic frâna, e cam strânsă. Că mie că dă vreodată vreo zmucitură. Mamă, frate, deci chiar dacă s-a făcut cald, e 1 acum, 1 ziua. Și că bineînțeles că e zi, că doar nu e noapte. Bravo, tata, am zis-o, nu? Dar vreau să zic că e destul de cald afară și el încă se hrănește. Ia uite, bă, ce trage. Nu vreau să forțez. Poate să fie la fel, 2 kg ceva, dar să lupte. Deși că n-aș crede că prea luptă, adică ține fundul bine. Mi-aș dori să fie ceva peste 3 kg, să mă salte un pic. Ia uite ce trage, ia uite, mamă! Deci nu, ăsta trage bine, adică e foarte luptător și n-am putut să ridic deloc până acum. De-aia am zis, mă, hai să dau drumul la filmare, că mai sunt de vreo 2 minute cu el în drill, plus deja că filmez eu de 1 minut jumate. Deci, ia uite ce trage de bâtă, frate! Frate, cum trage ăsta, mamă! Băi, băiatule, bă!
Hai mă să văd, chiar așa de puternic? Mamă! E posibil să fie mai frumos ăsta. Fai de capul meu. N-ai, ăsta nu există să fie pește la 2 kg. În ritmul ăsta n-ai cum. Uite-te cum trage, na. Ăsta a făcut un pic de val. Ia uite val aici. Să fi intrat ceva mai vechi, ar fi chiar show. Mai vechi însemnând al bălții, că nu populat. Mamă, uite ce trage. Bă, băiatul. Ăsta sigur e mai frumos, mă. Trebuie să fie mai frumos. Nu reușesc, deci nu reușesc să ridic sus de tot. Ce ai, mă, frate? Ce putere are, mamă! Mamă! Uite, acum începe să... Ia uite-l, bă, frate! Să nu fie agățat cum trebuie! Nu pot să-mi dau seama, așa putere. Cel mai frumos drill de azi. Nu e, mă, și fii atent că nu e mare, mă. Du-te, bă, de aici, uite-l, mă. Uite-l, bă, cât de putere, deci nu pot să cred, mă. Așa ceva, cel mai tare drill de astăzi. Un pește de 2 kg, 2 și un pic. Deci n-ai cum, vă jur, fraților, deci nu, că nu mint. Deci efectiv, cum a putut să tragă, nu pot să nu forțez. Uite-l. Și frumușel, nu pot să zic, e șui, mă, e altceva, mă, ia uite-l. Peste 2 kg are, da? Orice cât, asemenea drill, adică... Da, 2 kg și jumate maxim. Deci maxim 2 kg jumate. Foarte frumos oricum. Undeva la 2 kg jumate, deci nu e mare deloc, adică putea să iasă mult mai calm. Ia uite. Colțul gurei aici. Frumos, oricum frumos. Încă doi prieteni și vom reveni cu cântărire, pentru că am deja 13 cu ăsta la juvelnic și cu doi facem iar 15. Hai, revenim. Hai să vedem repede a doua tranșă, cum am promis, nu? Încă 15 bucăți. Unul e în sling. Să vedem câte chile avem de nou. Merge bine, ok, e cald. A venit căldura, dar tot așa merge. Plec de aici mai rău ca de la sal. Nu? E urât. Și practic. Hai te pește aici. Cam ăștia sunt. Hai te așa frumos. Uite mă ce frumos e. Uite ce frumos e românesc ăsta. Cred că ăsta m-a rupt cel mai rău de până la primul de-a. Hai să le iau și-o puțin așa să vadă băieții. Uite așa băieții, frumoși, o medie bună, te distrezi la feeder de o oglindă superbă, uite micuță, dar dacă ai grijă de aia va crește, uitați-vă ce culoare superbă, neagră, frumoasă. Hai să vedem la cântare, ia să vedem dacă pot eu să închid astea. Bă, să vezi că e tot cam pe acolo, știi? Da, păi cam aia e media. Ține un pic de el, Așa. Ia așa, hai că ține. Ține, Cântarul aici ai pornit. Pe zero, da? Da, pe zero. Să vede, da? Să vede nimeni, că nu. Dar o să-l încindăm, Iurel, că... Ce ai făcut? Ce ai făcut, mă, te-ai stins? O ia cu el, nu ia cu el, nu? Nu ia, nu. Ba da. Așa, stai să dăm pe zero. Le dai din nou, apasă din nou, on-off. Stai. Așa. Acum dai drum. Stai. Așa, gata. Gata? Acum. 21 și 15, 16, 20 de kg. Da? Minus slingul. Deci 20 de kg. Da. Cu 3 aproape mai puțin decât la trecută, dar oricum deja am făcut 43 de kg, mai avem de pescuit, că am pescuit 3 ore, cred că, nu știu. Hai să eliberăm și ne reapucăm de. Hai să vedem. Urmează seria 3. Eu așa scris. O lansetă, da? Că n-ai cum mai mult. Ia, hai să vadă ce este aici.
Și cam atât. Băieți, revenim. Gata. Da, bă, băieți, bă, dacă îl scoți și pe ăsta, fraților, câți credeți că am făcut din nou? Încă 15 la juvelnic. Efectiv, n-are rost, vă dați seama, să stau să filmez atâția pești. Am mers într-una. Cei drept s-a mai tăiat față de dimineață, am avut plecări și mai grele, dar foarte multe ratări. Deci am început să ratez, am băgat cârlig de 10, n-am mai ratat, dar venea prezentarea mai greu, am venit iar pe 12, venea mai repede, uite, l-am pierdut și pe ăsta. Exact ce ziceam, uite, na, i-am băgat de 10, ia uite-l, bun, ce să mai recapitulăm, mai ne ținem într-un crap, prieten, deci am tot jonglat, frate, cu momelile, cu mărimile, 44 de crabi, după cum se și poate observa. Băi, frate, deci cred că am peste 10 crabi pierduți, sincer. Pentru că n-ai cum să-i nimerești pe toți, mai ales când ai atâția. Ăsta e cârligul de 10, care e acum pus, îl las tot pe 10, chiar dacă l-am pierdut. Dar asta e ce să mai... Încărcare frumos, a fost mai bine pe bandă ca pe spin, că stă momeala mai mult pe spin la cât am prins, zboară repede momeala. Da, hai să vedem o nouă lansare și poate prindem din nou o trăsătură pe live. Ia să vedem. Ha, eu zic că o să plece, n-am oprit nici filmarea, fiți atenți aici, hai să-l iau cu voi. În direct pe ăsta. Ia să dăm noi așa camera. Ia. Dacă tot filmare, hai să vedem dacă pleacă. Tot așa, au venit plecări faine până în 2 minute, într-un minut, au venit și mai rapide, avans acum mai greuț un pic. Uite-o, ia uite-o, gata, a întins-o, ia uite-o, a trecut 10 secunde, ia uite-o. Deci 10 secunde a trecut, ia uite-o. Ia uite ce-i face, s-a detensionat. Pleacă cu ea, ia uite-o, ce plecare frumoasă. Ce plecare frumoasă. Gata. L-am luat. Deci uitați-vă, deci nu am cuvinte. Deci nu am cuvinte, fraților. Extraordinar, Doamne. Deci l-am scăpat pe ăla, ați văzut? Am reîncărcat cu voi. Și uite la cât a plecat de rapid. 10 secunde, 15, cât o fi trecut. Mamă. Ia uite ce trage, mă. Uite, mă, ce s-a enervat. Ce s-a enervat? Mamă, frate. Hai că abia aștept să cântăresc iară. Am ca țintă 70 de kilograme, prieteni. Atât aș vrea să prind. Sunt vreo 43 de kg pe care le-am acum. Și să vedem cu încă 15 acum cât aș face. 60 și ceva cel puțin, vă dați seama. Că zicem, să zicem că avem undeva la 20 iară. Și ar însemna deja 63 de kg. Hai să vedem dacă reușim această performanță, că cel mai mult într-o partidă am prins 64 de kg și asta undeva la pește mai mare. Aici peștii sunt mulți și mai mici. Și aș vrea să prind un 70 de kg. Adevărul e că dacă asta câteva ore aș prinde 100 de kg, dar să vedem în intervalul ăsta de 6 ore cât pot să prind. Efectiv m-a rupt. Sunt obosit la maxim, dar nu neapărat de mâini, mă obosea la așa într-una. Ca să stai de ei. Hai, mă. Și te luptă, mă, frate, cât ar fi ei. Nu sunt ei mari, dar te luptă de... Ia uite ce face aici. E fix aici, la 2 metri de mal și nu pot să ridic. Ia uite cum e lanseta. Cu vrii, frate. Wow! Hai că i s-a dat și firul după coamă. S-a învârtit un pic după el. Uite. Băi, ce luptă, frate. Mamă. Ha, ce să mai scoatem. Sper să-l scoatem și să revenim cu cântarul. Să vedem încă 15 bucăți. Uite-l, frumos. Hai repede cu minciogul. Mi-am pus și o umbrelă, toate cele, că e cald, frate. Dimineața e frig, nu poți să stai fără hanorac pe tine. Ha. Gata. Gata, băieții. 15 bucăți. Din nou la mincioc și
Ia uita. Frumos. Hai să scoatem din nou juvelnicul, să dăm drumul la cântarare și ăsta 2 kg. Foarte tare. Gata, fraților, hai să îi scoatem și pe ăștia, sunt singur acolo la cântărire. O să-i scoatem, o să-i cântărim și vedem ce avem, câte chile am făcut. Oricum, cel puțin 20 de chile, deci 20 de chile trebuie să fie, parcă au fost mai frumoși. Te rupe de mâini, nu mai pot deja. Super. Hai să vii mai de aproape. Cam ăștia sunt peștii. Super, prieten. Da. Pești 1 și 1. Bucăți frumoase și acum. A, uite. Frumoși. Ce să... Solzoși. Trap comun, da? N-am prins neapărat ceva mai mare. Curcelușii. Oh. Fix 21 de chile cu sling cu tot, deci 20 de chile de nou, fraților. Mă, aș fi zis că e puțin mai mult, dar asta e, uitați-l. Sper să se vadă. Am soarele care îmi bate efectiv prea rău. 21, 20 de chile. Deci am făcut 63 de chile. Hai să eliberăm peștele. Mai avem ceva timp de pescuit. Ne reapucăm, fraților, să vedem câți mai prindem. Nu cred că mai am șanse să prind 15, că mai stau maxim o oră. Cred că nici o oră. Vreo 40 de minute și hai să vedem 7 kg ca să facem 70 și sunt fericit. Revenim. O oglindă frumoasă, prieteni. Asta e crapul cu numărul 49, fraților. Mai unul fac 50. Extraordinar, aș putea spune. Ia să vedem oglinda asta, că e foarte frumușică. Deci aveam oricum 63 de chile și sper eu să fac 70. E ora 4. N-am încă 6 ore de pescuit, deci e bine. Eu zic că o să reușesc. Cu ăsta fac încă 4 crab la... 4 sau câți vine? Nu mai știu exact, 4, da. Încă 4 crab la juvelnic. Ia uite ce oglindă frumoasă, are un chir și un pic. Și asta e, ia uite, înțepat aici în colțul gurii. Da, superb. Ce să mai revenim cu ce mai capturez până la final, vom cântări la fel tot. Și asta e, oricum, sunt sigur că o să mă duc în 70 de kg astăzi. Peste 70, Doamne ajută Tu. Gata, fraților, am ajuns la final de partidă. 53 de crap până la urmă. Da, i-am numărat aici, că altfel n-aveam nicio șansă să țin evidența. Asta înseamnă că mai am aici încă 8, aveam 63 de chile în afară de ăștia 8, cu ăștia 8 sigur am făcut 70, dar avem aici slingul pregătit, o să-i cântărim și pe ăștia cum am făcut cu toți, îi eliberăm totul ca la carte, da? Hai să vedem!
Ține-te-l așa frumos. Și aici. Să vedem cât mai avem, că nu mai pot. În 6 ore și un pic sunt praf. Deci chiar am tras un pic. Dacă stai 12 ore aici, deja. Nici pe ăștia nu mai pot să ridic. Cum a zis pe scobar, atât s-a putut. Atât s-a putut, da. Topul de pe lume. Cât să se mai poată. Ia uite. Ia uite ce bucată frumos. Am unul frumos el. Ia uite. Deci mă duc și eu peste 70 kg. Da, sigur. Uite, tată. Uite bucățică frumoasă. Uite. Uite. Aur, aur, băieții. La Feeder e lux, nu? Da, da, da. Superb, chiar frumos. Câteva bucăți frumoase. Astea ce au mai rămas, iau, ce vorbești? Care mai de care? Uite, bă, și un caras, doi caras de ăștia la palma am luat, uite așa. Hai să cântărim și să vedem dacă am trecut de 70 de kg în vreo 6 ore, da? Eu zic că am trecut, lejer. Tura viitoare încercăm mai mult, tura asta nu mai vor. Mai ne antrenăm. Gata? Hai, tată! Ia uite-l, 12 kg și un pic, minus slingul, 11 kg și cu 63, 74 de kg, băieții, hai să eliberăm peștele și să terminăm, că v-am zis, nu mai pot, m-au terminat, să se vadă aici cum pleacă, da? Totul ca la cap. Ia uite, să-i prindă și alții, ia uite bucata aia frumoasă, uite și o oglindă frumoasă. Cam asta a fost, băieți, asta a fost balta mică Căteasca, ce să mai, o baltă cu potențial. V-am salutat, fire întinse și ne reauzim.